Am trimis trei statistici, apropo că lumea era curioasă să vadă ce se întâmplă pe piața de online. Am niște motoare de căutare vis-a-vis de ceea ce înseamnă căutare pe online și v-am trimis pe WhatsApp trei poze. Să vedeți cum se prezintă produsele apicole în România și puteți să vedeți în absolut orice țară. Uite, vă fac pe Franța în 2 minute și vă trimis și Franța. V-am trimis pe România, pe apilar nil, larvă de trântor, larvă de matcă, lăptișor de matcă, polen crud ca și căutare. Și vă dau și Franța într-o secundă. Dacă vă uitați, e o chestie foarte faină prin care puteți să urmăriți online-ul, să zic așa. Mie îmi place să mă joc cu asta. Cer să văd dacă mă lasă. Prin care puteți să vedeți exact ce se caută și unde. Și uite, aveți aici un studiu, de exemplu, foarte clar pe lăptișor de matcă. În 2010 a fost explozia prin care a început românul să consume lăptișor de matcă. Și de la 100 de căutări a ajuns la, în secunda asta, 23. Deci e foarte interesantă piața de online. Cine ce caută și pe motoarele de căutare ce caută? 23 este procentul. 100 de căutări sau nimic. Apilar Nilu, în schimb, e o chestie foarte interesantă. Apilar Nilu a apărut în piața din România din nou, undeva în 2000. 4, 2000, în 2005. Până în 2005 a fost aproape zero. Nimeni nu mai căuta larvă de trântor Apilar Nil. Deci, e foarte faină dacă vreți într-adevăr să vedeți ceea ce este pe piața. Și uite, fac și pe Franța. Pe Franța văd că nu-mi dă motorul de căutare. Ia să vedem pe Belgia. Nu știu dacă colegii pot să vadă, eu am încercat să fac o distribuție de imagine. Nu se vede. E o incompatibilitate, WhatsApp-ul nu permite să transmit numai dacă descarc imaginea. Dar puteți, da, este, se numește Trends, trends. Google, google.com. Da. Și acolo puteți să introduceți în partea de deasupra, la motorul de căutare puteți să puneți Apilar Nil, puteți să puneți ulei de măsline, ce vreți dumneavoastră, nu contează. Lăptișor de matcă, polen crud sau polen simplu sau orice. Și vedeți exact ce se caută pe internet într-o anumită țară. Ok? Am înțeles. Da, spor la căutări. Vă doresc o seară minunată Mulțumim tuturor frumos, să rămâi și la seară somn bună. odihnitor. La revedere. Noapte bună! Noapte bună. Da. Asta a fost o informație bună, vedem trendurile. Ok. Ați găsit? Da, din păcate am rămas mai puțin. Cred că e obosirea, Nicușor, și trebuie să plece mâine la muncă. Pentru emisiunea viitoare, va fi pe 1 februarie. Am o invitată, doamna Felicia Roban, în prima parte și aș vrea să vedem dacă aveți vreo sugestie pentru dezbatere în partea a doua. Nu știu în ce măsură e un subiect abordabil acesta al modificărilor legislative, pentru că riscă mereu să apară tot fel de conflicte, de nu știu, un subiect poate prea delicat. Adică se fac întâlniri pe la minister, sunt anumite chestiuni, dar informațiile destul de lacunare. Da, și nu este o sedimentare. Se tot mișcă dintr-o parte în alta pe subiectele astea de avantaje de grupuri. Nu Da. se coincide spre principii și spre asta. Din păcate,
Dacă nu se realizează o coeziune și o reprezentare corectă, s-ar putea să rămână din anumite perspective tot la fel. Bun. Da, a apărut draftul doar acela din partea ICDA-ului, practic ACA, care menține vechea orientare către Apis Mellifera Carpatica și către producerea de măci în stupinele de elită și de reproducție, pe care nu mai știe despre alte preocupări pentru alte rase. Stați puțin, scoate ferma de elită de acolo și scoate în O felul ăsta, scoate. o scoate și o scoate în felul ăsta și registrul genealogic și ca o scoate tot ce înseamnă practic conservarea. Păstrează doar niște pârghii prin care să poată fi represivi și să nu facă nimic. Asta am văzut eu din draftul ăsta. Exact. Și dacă mai este vreun draft la domnul Marian Stuparu Oltean, văd că nu iese cu el, probabil, că mă gândesc că nu vrea să fie supus presiunilor, nu vrea să fie asaltat, măcar asta, să fie lăsat în pace, cred. Mi-ar plăcea să fie așa. Lucru care este de subliniat este că și Apis Romu are dreptul lui, dar oamenii se poziționează destul de interesant. Sunt subiecte care vor să le îmbunătățească, sunt alte care nici nu vor de să intre în discuție să le schimbe. De exemplu, Apis Romu se poziționează vis-a-vis de rase pe aceeași, cam pe aceeași linie cu ICDA-ul. Da. Iar Marian bine face dintr-o anumită perspectivă că nu dă detalii, fiindcă în felul ăsta nu permite să fie devolat, să zic, în negociere sau ceva de genul ăsta, că aș putea zice. Da. Da. El cândva era, mă rog, avea un sprijin de la Romapis. Nu știu în ce măsură îl mai are sau. Nu, mie nu mi-a mai răspuns la telefon, eu nu sunt pe grupul celor Nici am. care există un grup de WhatsApp unde își dă fiecare cu părerea care a vrut să intre acolo. Fie că plec din Franța, fie că sunt în poziția asta de realizator de misiune, nu știu care a fost ideea de a mă ține, a mă proteja de dezbaterea respectivă. Așa. Deci eu ce am ca informații nu le am, dar nu le am de la dânsii și le am așa prin fisuri sau sifoane. Și atunci Da. nu sunt atât de Acum, nu știu, oare există un termen limită pentru legea asta apiculturii, pentru lucrurile astea să fie. Există acele dezbateri de la minister, apoi trebuie să existe acele întâlniri din subcomisia de la Camera Deputaților, pe Comisia de Agricultură, și după care se trece la finalitatea ei. Cam asta este starea de lucru. Dar percepția mea este că un punct greu va fi ceea ce spune ministerul. Da, ministerul va spune cam ceea ce va sesiza, că spune majoritatea, pentru că acum e clar Nu, și din ce cauză nu, parla de nu, nu, nu. toții. Îmi pare rău. Ministerul nu va spune ce spune majoritatea, ministerul va spune ce spune domnul secretar de stat. Deci domnul Bătănoiu controlează anumite grupuri, inclusiv SAR-ul. Le promite ceva cuiva, mai promite ceva cuiva, după care se face un plan prin care mesajul transmis se mulțumească pe cei care au un interes cu niște medicamente în PNA, alții care au niște, un interes cu niște măci în PNA și chestiuni de genul acesta. Și din punctul meu de vedere, la cum privesc acum, establishmentul existent, adică ACA, SAR și cu Romapis vor susține practic mai nimic. Cu mici modificări, mai mult sau puțin semnificative, să rămână actuala stare de lucruri. Sau să-și mai facă fiecare o mică parte. Adică fiecare, din punctul meu de vedere, este interesat ca niște bani să vină pe turta sa.
Iar referitor la Marian, părerea mea este că el va fi atacat de toate aceste grupuri, mai devreme sau mai târziu. Ei se vor înțelege ca întotdeauna și asta e. Bine, dar aici vorbim de o legislație care, eu așa din ce am văzut, că doar proiectul de la Romapis l-am parcurs, mai mult pe diagonală, dar am mai lăsat acolo și două capitole unde a scris că se vor negocia și se vor eu așa da, văd că lucrurile sunt tratate de așa natură dâmbovițeană, specific, că vor merge rău și toată lumea pune peste 2-3 ani, păi din cauza legii și nu va mai fi niciun vinovat, dar va fi vaișa mare de apicultori. Dacă da, scuze, Romapis unde are pus draftul lor? Nu l-am văzut încă. De asta a spus de la Romapis, dar probabil făceați referință la ICDA. ICDA. Că, sincer, eu așteptam să am un feedback, o reacție de la domnul Ciocan și, de ce nu, dacă este dornic, să mai fim din nou într-o altă emisiune și să discutăm, să detaliem. Omul n-a venit cu detalii din dreapta, a spus că încă nu avea aprobarea bordului. Și știu că au fost acolo, s-au discutat, s-au negociat, știu că au avut și ceva discuții cu partea echipei în care e reprezentată de Marian, că Marian e singur, el are o echipă cu care lucră. Așa și, mă rog, negocierile nu au fost chiar foarte productive cu Romapisul cu Marian. Da, nu era de așteptat. Asta e. Da, păi să vedem ce o să fie, că mă gândesc că indiferent cum ar lucra până la urmă sau una sau alta din tabere o să iasă în ring și o să ceară susținere, cumva. Acum că ăștia sindicatul înregistrează pe bandă, pe toată lumea. Oamenii acolo sporesc efectivul, dar sunt șanse să fie foarte, foarte mult. Zic că tot Romapisul vor avea și cu ACA vor avea cel mai mare un suport ca și membri. E greu să discerne acum dacă unul e înscris în trei locuri sau într-un singur loc. No, sindicatul mai degrabă va fi un factor care să distorsioneze discuțiile, să fie folosit mai degrabă ca să nu permită o dezbatere reală. Deci e un factor de lucru, așa. Și mai apropiați de sectorul, de zona politică, sunt foarte apropiați și acolo se întâmplă. Gabriel, tu știi cât am făcut lobby pentru sindicat și cât am insistat să formez și voi acolo filiala. Da? Atunci când am descoperit că practic sindicatul a originat din minister, da. Și un secretar de stat a fost cel care l-a creat și Dan Puișoru n-a mai răspuns la butoane și am și verificat lucrurile astea într-un mod pertinent, atunci știi care a fost atitudinea mea. E, ca atare sindicatul, asta este sindicatul, este un buton, din păcate, spre a aduce într-o direcție sau în alta. O marionetă. Marionetă lui Butănoiu. N-a fost creația lui Butănoiu, dar Butănoiu se pare că a preluat controlul. Da. Da. Deci n-a fost creația lui Butănoiu, dar Butănoiu a știut să preia controlul prin privirile care le-a avut. Adică, din punctul meu de vedere, sindicatul ca o formă de presiune asupra celorlalți, de genul, bă, dacă nu sunteți rezonabili sau nu cereți ce vrem noi să cereți, sau nu ne înțelegem, eu îmi fac consultări cu sindicatul, cu nu știu ce, sindicatul face gălăgie că propunerea XY e mai bună și atunci cumva mă folosesc ca să spun că am făcut consultare, că apicultorii agrează un anumit proiect sau chestiuni de genul acesta. Pentru Puișorul sau alți câțiva din jurul lui este și o afacere personală, mai vând niște măști, niște chestii în PNA și își fac ei facturile cum și le fac și toată lumea e câștigată, mai puțin apicultori. Iar ceea ce văd acum la sindicat, adică până la urmă, dacă ne uităm cine e la masa sindicatului, vedem că acolo este și ăla cu mierea falsificată, și ăla cu țepe, și ăla cu așa, adică... Dar asta e. Și un sindicat care era mort
Și mă rog, mai exact doar pe hârtie, în momentul în care a existat presiunea asta lui Marian, care a surprins pe toți, a înviat și a început să se zbată și să urle și să-și facă din nou auzită vocea. Cam asta cu sindicatul. N-am apucat să discut cu tine. Acum două săptămâni am avut tot felul de telefoane și de la domnul Dan Puișoru și din alte părți. Cu multă presiune să-mi fac o emisiune. Și da, spuneam la cineva care m-a sunat știind că e prietenul meu și să totul se fac o emisiune la Puișoru. Am spus, emisiunea o fac cu Puișoru și cu sindicatul când în emisiune vine și scrim, negociem scenariul Andrei Ignatov și este prezent alături de Puișoru. Și i-am spus, uite, l-am avut Puișoru pe Puișoru și n-a fost în stare să articuleze două lucruri legate de ceea ce scrie în lege, ce este realitatea și cum vede el ca sindicat, ca președinte de sindicat, modul de a se rezolva. Și atunci n-are rost să-mi pierd capul și mintea să-l am odată în emisiune ca ce să spună. El niciodată nu și-asumă nimic, adică o poziție. Ok, e problema raselor. Care puțea sindicatului referitor la rase? E problema, nu știu, a mierii falsificare chetări. Adică niciodată nu și-asumă ceva concret, iar dacă vreodată are o poziție, aceea este premelnică până la prima beție sau până la prima răzgândea. Exact cum a fost și situația în care pornești cu el cu o discuție și la minister faci un circ despre alt subiect și ești nou să nu poți să înțelegi ce vrea omul ăla de la viață. Legat de presiunile astea care au fost, am primit săptămâna asta confirmarea că în anumite cercuri s-a, nu doar că s-a luat decizia, cercul de apicultor și de structuri și de așa, nu doar că s-a luat decizia, dar au început într-o campanie de boicot și de izolare, să zic așa, sau denigrare a emisiunii, știi? Și trebuie să înțelegi. Și în contextul acesta, eu nu am emisiuni în care să ies cu talk show-uri, cu discuții libere, oricine vine, vorbește, spune ce vrea. Structura emisiunii asta este. Am invitat o serie, v-am pe fiecare dintre dumneavoastră și creați și discutăm și avem o emisiune constructivă foarte bine. Durează mai mult de o oră, mergem la două ore și nu se poate continua discuția într-un mod constructiv. Dar ideea aceea să mai vină oricine și să mai spună orice nu se mai poate. Bine, uite doar un lucru care se observă cu multă ușurință. De când au apărut discuțiile astea despre modificarea legii, unii care făceau înainte astfel de hang-uri, dar au renunțat, toată lumea s-a apucat să facă copii ale emisiunii, practic. Toată lumea a devenit brusc interesată și pe mine propria gang. Pe mine nu mă deranjează că oamenii sunt creativi și fac un copy-paste, da? Eu nu le mai pot împlini sau, mă rog, să le spun așteptărilor tuturor că vrea unul să vorbim despre una ca așa vrea el sau, știi? Și atunci e bine să se refuleze acolo. Din punctul meu de vedere nu e lucru rău. Problema care are o altă dimensiune este aceasta că prin faptul că se încearcă nu să mai avem o reflexie a realității și se ne lasă așa într-o bulă, într-o ceață, într-un abur, asta poate să ne pună într-o dificultate să mai fim relevanți, să putem face emisiuni bune. Am invitat-o pe doamna Cristina, cum o cheamă, Mataescu, cred că de 5 ori. De fiecare dată am primit refuz. Și am spus, vorbim despre produsele stupului, nu vorbim politică, nu vorbim nimic. Ba că e una, ba că e alta, n-am reușit să ajung la un final să fie în emisiune. Da? Și asta așa ca să dau doar un exemplu. Atunci m-am mulțumit că, uite, sare la ajutor Alina. Scuze că eu trebuie să bașim niște lemne în centrală.